povestește-ne o anecdotă, cred că te-am mai pus și data trecută și ne-ai mai povestit, mai povestește-ne o anecdotă de la negocierile pentru un transfer. Ceva ce poți să tu să povestești, ceva ce te amuză gândindu-te acum. Orice, alegeți tu un moment de la o negociere pentru un jucător. Transferul lui Samaras. Așa. Deci m-au trimis, am reprezentat clubul Al-Hilal în negocieri și am plecat din Saudi Arabia la Londra să ne întâlnim cu Samaras. Așa. Unde să ne întâlnim? Am zis, mă, să fiu eu drăguță, pentru că stăteam într-un hotel foarte fancy, am zis, mă, să nu par așa eu, znoaba respectivă, să fiu mai prietenoasă, că așa câștigi jucătorul, știi, când ești nu scorțos. Și am zis, hai să ne întâlnim să mâncăm undeva, la un restaurant foarte bun din Londra, dar ca să fumezi, stai afară. Și este un restaurant care are 3 bucătării. Și noi stăteam afară, m-am întâlnit cu Samaras afară, stăteam afară să alegem ce mâncăm. Și ploua, burnița, da. Stăteam acolo, eram îmbrăcată foarte frumos. Tu? Da. Și stăteam așa foarte dreaptă și fumam pe vremea aia și eu. Și la un moment dat au intrat 2 tipi. S-au uitat așa și m-au întrebat cât cost eu. Nu cred așa pentru ceva. Pentru că în restaurantul l-au recunoscut pe el. Era la ei, fotbaliștii merg cu femei. Da. Și atunci lor li s-a părut așa wow și când am dat să intru în restaurant, m-au întrebat cumva care e prețul meu dacă vreau să merg la masă la ei. De ce? Pentru că afară la fumat foarte puține femei ieșau. Okay. Sau să stea, nu? Veneau prostituatele. Vai de știi? Mine. Veneau prostituatele ca și să cum aștept. Te-ai simțit? Păi m-am uitat așa. Ce-ai și zis? Am zis râzând, păi tu crezi că ai bani pentru mine, că te cumpăr și pe tine și prietenul și toată familia voastră. Asta și am plecat râzând. Da. Da, și am plecat râzând. Dar a fost un moment când mi-am dat seama cât de rău e să fii femeie. Știi? Și să fii fără apărare cumva. Dar bine, gândește-te că în negoci... Samaras, nu era problemă. Păi bine, eram cu el, îți dai seama că... Na, da, s-au gândit, mă, cine, da. Că nu e nevastă, să-i da, una da, foarte da. Fancy, cine putea să fie afară? Și noi vorbeam, aprins, da, da. Probabil se gândeau că cine ești, stai că se înțeleg, știi cumva. Sunt momente și în ziua de azi când se întâmplă și tu vezi că și cele mai importante femei, la un moment dat, nu există bărbați să nu se gândească că ar putea să meargă cu tine. Nu există.